Bună gemeni și bine ai venit la previziunile pentru anul 2023. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia gemeni, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc și dacă dorești o analiză cu mai multe detalii, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei gemeni, anul 2023 uh, seamănă cu 2020, doar că este mult mai intens, mult mai profund și o să discutăm imediat și acest aspect. Uh, în primul rând vreau să încep cu Jupiter, marele benefic. Uh, în perioada 1 ianuarie 17 mai, Jupiter se află în Berbec și de aici te ajută să cunoști persoane, te ajută să îți lărgești cercul de prieteni. În egală măsură vei cunoaște mulți oameni, vei face parte din tot felul de organizații, tot felul de um, să spun ONG-uri, zona de voluntariat e foarte mult activă pentru tine. Poți să cunoști oameni buni pe acolo și e important să socializezi cât mai mult în prima parte a anului, pentru că ai ocazia să cunoști și o persoană alături de care să ai o relație pe un termen lung și foarte lung, chiar o eventuală căsătorie. Gemenii care se află într-o relație, în perioada aceasta, 1 ianuarie, 17 mai, aveți ocazia să vă faceți niște planuri chiar de o căsătorie sau de o relație serioasă. Însă, repet, aș merge și pe partea aceasta: că mulți gemeni vreți dori să aderați la tot felul de organizații din acestea. Nu. Deci, motanul a dărmat, înainte de filmare uh, uh, un. Uh, nu, nu-i voie. <gânt> uh, niște lumini, da, îmi scapă acum. Ideea este că ne-a intrat o ploșniță în casă, un gândac și eu nu înțelegeam de ce el este atât de agitat, el vrea să mă apere, da? Uh, păi cam așa și voi, dragi gemeni, voi o să fiți curajoși și zodiacului uh, și chiar uh, o să fie un an foarte bun pentru voi. Bun. Mai departe. Jupiter, de pe 17 mai, intră în semnul taurului, unde stă acolo până prin 2024. Și ce înseamnă asta? Păi, în primul rând, vom vedea mulți gemeni care vor închide anumite relații. Alții dintre voi, veți trece printr-o perioadă în care se amplifică ideea aceasta de izolare, ideea aceasta de a rămâne retras. Bun. Pe de o parte, pe de altă parte, vezi că îți crește foarte mult intuiția, da? da trebuie, trebuie să rezolvăm cu intrusul, da? Și apropo, atenție la intruși, atenție la dușmani ascunși Mai ales uh, în perioada de retrogradare, da? Și mai ales în perioada 23 mai, 28 mai, at atenție mai mare atunci pe tot ce ține de dușmani ascunși sau de închideri bruște ale unor asocieri, contracte și parteneriate. Da, motanul vrea să îmi transmită. Da, cred că a venit și în filmare ploșnița. Ok, cred că dăm pauză, scăpăm de gândac și continuăm previziunile. Sau nu. Uh, apoi, E foarte important ca după 17 mai ori să te concentrezi mult pe zona spirituală, ori să faci mai multe drumuri în locuri ascunse. E bine să ții foarte mult legătura în perioada asta cu persoanele mai spirituale și bineînțeles că Jupiter de acolo ți aduce foarte multă protecție pe tot parcursul anului. Chiar ai acolo un înger păzitor foarte bine pus la punct. Ok, mai departe. Uh, Saturn, până pe uh, 7 martie, este în semnul vărsătorului și de aici... Uh, te ajută foarte mult pe studiu, în sensul că te pune la studiu, da? te pune să înveți, chiar dacă îți place, chiar dacă nu-ți place, iar cei care studiați, deci sunteți studenți sau aveți examene sau aveți legătură cu zona studiilor înalte, sunteți profesori sau da, lucrați în medii de genul, a, vi se cere o mai mare seriozitate da? până, până pe 7 martie. Da, motanul să știți că a prins gândacul până la urmă. Da. Um, de pe 7 martie, Saturn intră în pești, de unde să știi că te ajută foarte mult, da, ăsta e gândacul: uh, pe carieră, pe afirmarea ta socioprofesională și vom vedea foarte mulți gemeni că vor primi o coroniță frumoasă, vor primi aplauze, vor primi lucruri bune legate de carieră și afirmare personală. Pentru unii gemeni discutăm și de o avansare care poate să apară la muncă. Însă, vezi că Saturn acolo pe carieră vrea lucruri foarte serioase de la tine. Dacă dai dovadă de așa ceva, e ok, tot înainte, nimeni nu spune nimic, nimic rău. Îți spuneam că acest an seamănă foarte bine cu 2020, în sensul că ni se oferă un thriller tot de 3 luni, cam tot în aceeași perioadă, dar de această dată acele secvențe care ți se vor arăta și ție, acele flash-uri care apar. Uh, sunt lucruri care ți se vor întâmpla în următorii 20 de ani, din 2024 până în 2044. Știu că sună mult, dar trebuie să dau și aceste informații. Așadar, în perioada 23 martie, 11 iunie, cât stă Pluton în vărsător, adică pentru tine pe casa nouă, indiferent ce vine în viața ta legat de uh, un curs legat de niște studii, legat de a-ți schimba locul de muncă, schimbări legate de străinătate, a călătorii, tot ce se întâmplă și în general în viața ta, dar repet lucruri legate și de muncă și de grupurile de oameni din jurul tău, deci toate lucrurile care apar, vezi că sunt simbolice sau sunt pur și simplu secvențe, flash-uri, E un thriller, nu știu, cred că ai înțeles ideea pentru următorii 20 de ani, pentru că mai apoi Pluton se întoarce în Capricorn și spune, bun, vezi pe unde ar trebui să mergem noi doi, bun. Ne întoarcem în Capricorn pe casa optat și mai închidem, da? pentru că nu putem să mergem acolo cu dita mai sac, cu deciment în spate, cu dita mai bagaj în spate. Te întorci, în mă rog, te întorci da? la viața din ultimii 20 de ani, undeva în perioada uh, 11 iunie până la finalul anului și de acolo e ok. Deci poți să închizi relații, locuri de muncă, probleme de sănătate, tot, tot, pentru că sunt lucruri care trebuie lăsate. Că altfel tu nu reușești să ajungi acolo unde trebuie. Dar oricum le vei lăsa, fie că vrei, fie că nu vrei, în vara, în vara acestui an, undeva prin iulie, chiar în mijlocul iulie. Nu știu ce se va întâmpla atunci. Pluton să știi că vine și rade de tot, chiar va face uh, niște quadraturi la nodurile lunare și cred că ți amintești ce s-a întâmplat când a făcut Saturn asta, doar că Pluton uh, el cam rade de tot, el nu stă la discuții ca Saturn. Bine, nici Saturn nu prea stă, dar Pluton e acel moment în care dărâm tot, da, absolut tot și e de la zero. Dacă tu ești deschis da, și îți place ce, mă rog, ce ți arată Pluton pe acolo, e ok tot înainte. Oricum pentru tine e de bine că Pluton intră în vărsător, că îți dai seama că uh, va face aspecte pozitive cu planetele tale de prin gemeni da, sau cu aspectele pe care le ai cu ascendentul tău și așa mai departe. Deci foarte multă susținere. Bun, oricum tu ești deschis la schimbări, așa că e ok. Ce vreau să-ți mai transmit? Nodurile lunare își schimbă semnele zodiacale în acest an, undeva în vară, prin iulie, undeva în jurul datei de 17 iulie, cam așa. Atunci când îți spuneam eu că e mare ceartă cu Pluton acolo, uh, atenție în perioada verii pentru tine pe sănătate, atenție pe uh, lucrurile care se pot întâmpla. E ca și cum nu ești la locul de muncă potrivit, nu faci ceea ce trebuie și atunci e normal că se întâmplă ceva și se rup treburile, dar serios, atenție pe sănătate, nu e vorba de lucruri grave, dar e ca și cum universul vrea să-ți dea un semn, da, că nu e ok pe acolo. Cam așa și tu, o să te lupți, da, ți-am zis, sunt niște chestii pe care trebuie să le, să le faci. Da, îi las prietenul, dar uite, exact ce vorbeam eu, că apar persoane noi, motanul e în gemeni și ți-am zis, a dărmat reflectorul acum și a găsit un prieten și nu vreau să omor gândacul, lasă, se joace și apoi îl dau afară, nu o să-l omor. Bun. Se schimbă nodurile lunare, despre asta vorbeam și da, poate să fie o luptă, cum se lupta motanul cu, cu gândacul, cam așa și la tine, te lupți cu ceva. Cum se schimbă nodurile? În primul rând, nodul nord intră în berbec, nodul sud intră în balanță. Și ce înseamnă asta pentru tine? Ți se deschid multe oportunități pe grupuri de oameni, așa cum ți-am spus. Vezi că oamenii pe care îi cunoști până prin mai sunt foarte importanți, te vor ajuta foarte mult în deplinirea de destinului tău și încep să te concentrezi mult pe grupuri de oameni, pe internet. Vom vedea mulți gemeni că se apucă de nu știu, mă, vlogging sau vă apucați și voi devenim colegi da, pe zona aceasta și spun asta pentru că Pluton de acolo din vărsător pe casa a noua poate să dea așa și așa ceva. Veți fi mult mai curajoși, da? De unde? Bine, și mult ajutor de la prieteni, vă crește popularitatea, sunteți ok, stați foarte mult în grupuri mari de oameni. Problema de unde poate să vină? De la nodul sud da? problema poate să vină din, de pe zona iubirii, de pe zona copiilor, deci cei care aveți copii, atenție, sau dacă vreți să faceți copii în acest an, na, da, până pe 17 iulie, cam ar fi ok. Da? E cu dus și întors. Da? Pentru că se pot întâmpla diferite, diferite lucruri, dar dacă vrei neapărat sau dacă urmează să naști, e ok, tot înainte, na, de unde pot apărea probleme da, de pe zona copiilor, relații de iubire pentru cei singuri, pentru cei aflați într-o relație, vi se cere să. Faceți lucrurile la un nivel mare, la un nivel înalt, da anul ăsta nu e cu chestii mici pentru tine anul ăsta e cu chestii foarte mari pe care cu siguranță ai cum să le duci, că altfel nu ți le-ar fi dat universul, divinitatea, cum vrei tu să spui. Da? Ideea este că regula pentru tine în acest an este să lași lucrurile mărunte și ciudate și vecinii și rudele și mai știu eu ce, lasă-le deoparte că oricum problemele de acolo vin. Da? Ești foarte bine aspectat, repet, strălucești și înflorești. Uh, nu știu dacă uh, se deschide o perioadă neapărat bună pentru tine pe distracții, în sensul că ori n-ai timp, ori ești solicitat, ori distracția e prin muncă. Mm, nu prea este timp de așa ceva acolo, dar repet, trage tare că e absolut fantastic pentru tine. Da, o întreagă uh, Un întreg show cu motanul. Bun, mai am o informație cu Lilith, și apoi gata, scot motanul, și la partea bonus o să fie fără el. Uh, Lilith stă în perioada uh, 8 ianuarie-3 octombrie în semnul leului, și de aici îți dă probleme da cu rudele, probleme cu vecinii, vor fi tot felul de chestii legate de comunicare probleme de comunicare, deci aici mare, mare atenție, mai ales undeva prin, undeva prin primăvară, da? 21 aprilie, 15 mai, mare atenție pe comunicare, pentru că aici chiar pot apărea probleme. Apoi, 3 octombrie până la sfârșitul anului Lili se mută în fecioară și de aici apar tot felul de situații legate de casă, legate de rude, legate de persoanele da, din apropierea ta. Atenție pe moștenire, atenție pe case, atenție pe zona aceasta, pentru că de aici, repet, vin problemele, dar tu ești extrem de bine susținut și atenție foarte mare la modul în care comunici. Asta e foarte, foarte important pentru, pentru tine. nu știu, vor fi probleme aici, nu știu, în casă, ca să spun, de pe 3 octombrie încolo, legate de curățenie, legate de activități casnice, poate n-ai timp, ți-am zis că tu ești prins pe acolo pe carieră, Saturn îți dă de treabă fie că vrei, fie că nu vrei și atunci e normal că nu mai ai timp să te ocupi de familie, nu mai ai timp să te ocupi de lucrurile pe care le ai tu de făcut în mod normal. Bun, cam atât dragi gemeni, sper că nu v-a supărat motanul că a făcut aici show, dar ați văzut că ne-a ajutat în, în previziuni, noi vă îmbrățișăm și vă dorim un an 2023 cât mai frumos, cât mai luminos, să aveți parte de tot binele din lume și chiar v-aș ruga să faceți lucruri mari, pentru că anul acesta este despre lucruri mari, nu este despre lucruri mărunte, nu este despre familie, nu este despre... Uh, despre rude. E doar despre tine, despre afirmarea ta, despre lucrurile frumoase care se întâmplă. Te îmbrățișez și îți doresc un an 2023 cât mai frumos.